dragi mami, vă mulțumesc pentru surpriza care ne-ați făcut-o și vă doresc să fiți și voi sănătoși împreună cu familia, cu copiii. Eu am așa o dorință că să ne întâlnim toți acasă, grămadă, să stăm la o masă cu nepoții, cu rudele. Eu aștept în fiecare zi să fie. Acasă înflorită trandafiri, acasă mă așteaptă cineva și pot citi în dulcile priviri. Atât de dor ne-a fost de a ne vedea, atât a timp s-a scurs pe undeva, cumva. O grada ți este plină de amintiri și ascunde în umbra ei povestea ta. Și într-un glas cu ea și tu respiri, aș vrea să pot s-o simt și eu așa, așa cum o simțeam și eu cândva, cândva. Vreau să mă întreb în șoaptă lângă nucul de la poartă, când să mă aștepți cu pâine caldă din cuptor. Vreau să-ți povestesc în șoaptă lângă nucul de la poartă, cum se-ți bate inima de dor. Mersul mi l-ai cunoscut, dar mai grăbit mă duci spre casa mea. Pășesc de parcă aripi mi-au crescut. Aveți o mare bucurie în casă. Ați ajuns la o vârstă la care multă lume visează să ajungă. Ați trecut prin viață atât de mândră. Ați fost mereu una dintre cele mai văzute femei din localitatea aceasta. Cârpineniul tot vă cunoaște. Și toată viața ați calculat. Și asta faceți și așa cu zeci de ani. Calculați viața pe care ați avut-o și ceea ce rămâne a fi trăit frumos înainte. Astăzi calculați un soț iubitor, o curte, o casă, 3 copii frumoși și, bineînțeles, 6 nepoți. Astăzi, la masa dumneavoastră de sărbătoare, poate vor veni mulți. Însă câțiva dintre cei mai importanți oameni din viața voastră nu au avut cum să vină astăzi, să-și ia acel bilet mult dorit spre mamă, să o îmbrățișeze și să-i spună: mamă, te iubesc! Mamă, îți mulțumesc pentru viața frumoasă dedicată nouă. Îți mulțumesc că am fost mândri mereu de tine. Nu ne-a fost niciodată rușine să spunem cine este mama noastră. Mereu a fost o mândrie pentru noi. Mamă, pe toți ai încercat să ne ajuți. Ne-ai dat o mână de ajutor. Atunci când am ajuns a cere de la tine atenție, asta-i părere. Mama, ai fost mereu cea mai bună mamă și cea mai bună mamă. Astăzi suntem departe de tine, ne despart kilometri. Însă ceea ce ai construit cu mamă în copilăria noastră, niciodată nu va fi despărțit de acest kilometri întregi. Astăzi, mămică, ne-am trezit de dimineață, am băut cafeaua, ne-am îmbrățișat copiii, ne-am îmbrățișat soțul și soția. Și am zis, astăzi aș fi vrut să o îmbrățișez pe mama și să-i spun că astăzi o iubim așa cum am iubit-o ieri, acum o săptămână și 70 de ani în urmă. Astăzi mama noastră este mândră. Astăzi mama noastră merita cele mai bogate flori, nu cele care se cresc în grădina sa, dar din mâna noastră, însă nu a fost să fie. Astăzi, mamă, primești ceea ce meriți. Flori din partea noastră, flori din partea unui băiețel mic și din partea unei fetițe, care câți ani nu ar avea,
Oricum, îi vedeți mici alergând prin această curte. Dar să știți că fericirea lor nu ar fi fost definită dacă nu aveau acea pereche care au făcut tot posibilul ca acești kilometri să fie făcuți de noi și să venim în fața voastră. Am fost mândră să aud vocea nurorii voastre care a zis: mama are cele mai frumoase flori în grădină și merită flori și în această zi. Am fost mândră să aud vocea ginerului vostru care a zis: cum o primește mama acasă? Nimeni nu o face. Am fost mândră să vă știu nepoții, toți cei patru departe de voi: Alexandra, Victor, Melissa și Marcus, cei care astăzi ar fi vrut să îmbrățișeze pe bunicuța și să-i zică: bunicuță, mulțumesc pentru părinții noștri. Astăzi, această inimă, căci da, florile acestea au fost poziționate într-o inimă, e una mare, construită din toți cei care sunt plecați de acasă și nu sunt la această sărbătoare alături de voi. Inima mare pentru mama, cea care a făcut imposibilul pentru ei. La mulți ani, doamna Maria! Îi mulțumesc frumos! Îi mulțumesc copiilor! Știți, au trecut aici de 70 de ani, nici nu i-am observat, dar, cum să vă spun, soțul meu nu mai este azi. Și Angela, anul ăsta împlinește 20 de ani de când e la Italia. Și câteți ani ăștia cât am fost noi, cât am trăit cu soțul, câteți sărbătorile fără copii am trecut, știți? Numai noi în doi la masă. Asta eu... Și nu m-am gândit când o să ajung la 70 de ani să nu știu iar împreună cu copiii. Dar așa-i viața, nu? E adevărat. Asta e realitatea. Doamna Maria, astăzi avem o cifră de dorit dumneavoastră. Ieri, dacă veneam, vă aduceam cifra de 69. Da. Astăzi ați meritat să fiți aur, aur. Și din această cauză, aur v-am adus în acele 70 de clipe pe care le-ați trecut în viață. Și am agățat de aceste balonașe trei inimiare. Și anume, cine credeți voi? O inimiară din partea familiei Angelei. Da. O inimiară din partea familiei lui Andrușa. Și cea de-a treia inimiară este din partea nepoților: Alexandra, Victor, Marcus și Melissa. Cei care astăzi ar fi vrut să alege prin această curte, să vă culeagă aceste flori și să vi le dăruiască. Primiți acest buchet imens de baloane și să țină atâta cât vă doriți dumneavoastră. La mulți ani! Mulțumesc! Așa. Sperăm să nu plece. Știți, vreau să vă zic un lucru. Astăzi ne-am trezit de dimineață, că ducem o tratativă de ceva săptămâni cu fetele. Ele cârcoteau și vorbeau și ne tot întrebam ce să aducem în fața mamei. Am vorbit și cu Angela și cu Alina și fetele noastre au zis că cea mai frumoasă curte, cele mai frumoase flori din Cărpineni se află la mama acasă. Din această cauză au ales fetele acestea să aleagă cele mai frumoase flori care să vă îmbogățească nu doar curtea, dar și casa. Să aducă aminte de ei toți, chiar și în timpurile cele mai geroase. Inima aceasta mare a fost aleasă de nora dumneavoastră. Ea a fost cea care a implicat fiecare element. Iar Angela, confirmativ, așa cum este, a confirmat fiecare lucru. Vreau să vă spun un lucru. Chiar dacă este o distanță destul de lungă, oamenii poate nu se vorbesc atât de des la telefon, însă undeva, acolo, în jumătățită, prin inimioară, există un loc pentru dumneavoastră. Este a mamei Maria. Maria, Maria, ce nume frumos la cei 70 de ani pe care i-ați împlinit! La mulți ani! Andrei vă dorește mulți ani înainte. Angela vă spune mulțumesc pentru o copilărie specială. Alina vă mulțumește pentru un soț ideal pentru ea. Iar Victor vă mulțumește pentru o soție perfectă. Iar nepoții voștri vă spun mulțumesc. Dacă nu era odată o femeie ce purta numele Maria, cea care socotea toți acești ani, altceva, numere, nu erau să existe și acele patru flori din inima lor. La mulți ani, doamna Maria! La mulți ani! Mulțumesc! Mulțumesc!
te-a legănat în brațe, cine te-a purtat, cine de mic somnul ți-a vecheat. Când ai căzut, te-a ridicat, durerea ea ți-a alinat, cu tine împreună lăcrimat. Când primii pași i-ai încercat, pe cine întâi tu ai strigat, lângă ea de frică ai uitat. Ea toată viața și-a jertfit pentru copilul ei iubit, rugându-se să fie fericit. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine. Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine-ți iartă, cine o viață te așteaptă decât mama. Bine ți-a fost, s-a bucurat, de rău ți-a fost, s-a întristat, tot ce-a avut mai bun ție ți-a dat. Acum că anii au trecut, nimic în schimb nu ți-a cerut decât mai des să vii tu pe la ea. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine. Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine-ți iartă, cine-o viață te așteaptă decât mama. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine.